Astăzi la ora de cripto. Hai să vedem cum arată piața cripto în aceste momente. Filmez acest videoclip la aproape 12 seara, deoarece mâine voi fi plecat și chiar vreau să vă țin la curent și chiar vreau să fac acest videoclip cu ce s-ar putea întâmpla pe Bitcoin pe termen scurt, deoarece a început o corecție, dar și până la finalul anului, deoarece se întâmplă niște lucruri foarte interesante și vă doresc o zi faină și poftă bună la cafeluță. Bitcoin este la 35.300 de dolari, Ethereum este sub 2.000 de dolari și toată piața cripto este într-o ușoară scădere. Anumite date pot fi modificate deoarece acest videoclip va fi postat în vreo 9 ore, da? așa că mă iertați și voi. Putem vedea că inflația a venit în scădere de la 3,7% la 3,2% sub așteptările de 3,3% a analiștilor și putem vedea că în acest momente sunt 99,8% șanse ca în următoarea ședință a Fedului Fedul să nu majoreze rata dobânzii, Da, un moment foarte bun, suntem pe acel platou drept și sunt 0,2 șanse să vedem o majorare și putem vedea ce s-a întâmplat pe burse. Vă spuneam că pe piața cripto nu a avut cum să mai pingă în sus deoarece a fost deja priced in, da? deja s-a dus pentru această știre sus uh, Bitcoin și a început o corecție la fel cum ne așteptam uh, și putem vedea că după video meu piața cripto a scăzut, bineînțeles glumesc. Uh, cred că toată lumea s-a așteptat la această corecție care putea să vină mai târziu sau mai devreme. Vedeam și o divergență bearish mare pe 4 ore, pe daily și pe multe time uri și putem vedea că a venit. Da? Nu este absolut nimic de speriat, dar nu e panică, nu mergem în 12K, nu mergem la 4K și așa mai departe. Haideți să o luăm uh, treptat. Dacă ne uităm pe daily, da? uh, următoarele targeturi sunt, cu exactitate s-a dus uh, Bitcoin aici, da. 34.850 de dolari, cam prin zona asta. Ar fi primul target pe Fibonacci, cred că la milimetru s-a dus, da? exact aici, a făcut bounce în aceste momente. Uh, Targetul următor, dacă va închide pe daily sub 34.800, ar trebui să fie undeva la 33.000 de dolari. Da? acolo ar fi următorul și să punem un fibonacci să vedem următoarele targeturi. Ar trebui să fie 34.800, 33.000 și 31.500. Și dacă merge până în 31.500, încă este foarte bullish din punctul meu de vedere, da? Adică a urcat destul de violent și încă mare loc de scădere, da? Cel mai probabil 33.000 de dolari va ține dacă o să ajungă până aici. Dar în acest moment face un ușor bounce. Asta este pe daily. Deja vedem 4 lumână roșii, destul de urât pe Bitcoin. Da, putem vedea și o zonă de suport în felul următor. mai duce și pe 3 zile. Pe 3 zile această luminare de 3 zile se va închide peste 2 ore și 23 de minute. Pe 3 zile putem vedea o formațiune destul de berici, dar luminarea asta dacă va închide sub această luminare verde, sub 35.600 de dolari și are foarte mari șanse să se închidă, o să formeze un berici engulfing, adică trendul din bullish de aici se schimbă în berici pe un time frame destul de mare da? și de aici ar putea să mai scadă. Știți targeturile pe care vi le-am spus, da? dar este un lucru perfect normal. În schimb mergem pe burse. S&P-ul pompează 4503 în aceste momente. A urcat cred că vreo 2% astăzi. Da, cred că de la 4410-4420 până în 4500 a urcat SP-ul, s-au adăugat peste 700 de miliarde în piața bursieră doar astăzi, da? Și uitați ce frumos arată. Am vorbit de acest bullfleck de foarte multă vreme și SP-ul, mare atenție, este în aceste momente la doar, la doar 6-7% de un nou all-time high practic aceasta, acest uptrend a început de câteva zile, de câteva săptămâni, pardon, vedem pe weekly deja 3 lumânări verzi foarte bullish, următorul target dacă ar fi să intrăm pe weekly ar trebui să fie 4530, 4600 și chiar 4800 unde ar fi all time high-ul, da? Și haideți să luăm treptat. Suntem la 14, în 14 noiembrie, încă o lună și jumătate până la sfârșitul anului. În următoarea ședință a Fedului, Fedul nu va majora rata dobânzii și atunci S&P-ul de aici cred că încă mare loc de urcare. Vă spuneam că inflația este făcută din pix, este 3,2% și încă o să mai scadă. Da? Anul viitor, la începutul anului viitor, mă aștept să fie 2 și un pic da? și targetul este de 2. Anul viitor este an electoral, da? deci lucrurile se încearcă să arate foarte, foarte roz și vă spuneam de asta de foarte multă vreme, încă de anul trecut și iată că se întâmplă aceste lucruri. Și atunci, hai să vă un lucru foarte interesant. Putem vedea că aici, în octombrie anul trecut, S&P-ul a pus un bottom. Da, deci a pus prima dată S&P-ul în bottom. Asta a fost în octombrie 2022. Bitcoin a pus undeva mai târziu bottom da, undeva în noiembrie. Dacă S&P-ul a început să urce deja din octombrie, Bitcoin s-a dus cu un delay, doar din ianuarie a început să urce, da? Un delay de o lună, de, vreo două luni, acolo o lună jumate, două luni a început să urce, da? După aceea putem vedea că S&P-ul din cam de la sfârșitul lunii iulie până la sfârșitul lunii octombrie a început o corecție, da, adică a urcat S&P-ul, după aceea Bitcoin cu un lac de o lună, jumate, două a urcat și Bitcoin. Da? În aceste momente S&P-ul pompează și Bitcoin scade. Da? Acum este momentul pentru S&P 500. După ce S&P-ul își va face de cap, după ce va mai urca, după aceea are loc și Bitcoin să mai urce. Da? Nu este absolut nimic de îngrijorat că scade. Nu vom merge la 11.000, nu vom merge la 8.000 de dolari. Da? Mare atenție la următoarele luni în cripto și până la sfârșitul anului. Și la cum arată lucrurile, uitați-vă cum arată S&P-ul în aceste momente. S&P-ul, da? aici bull flag în sus și uitați cum arată dxoi ul Bull flag, hai să șterg aceste linii să se vadă mai bine, da? Bull flag în jos, pac, 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 spart în jos, S&P-ul, pac, 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 de aici am pac, 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 spart în sus, da? DXY ul mergem, dacă mai aveam niște semne de întrebare și spuneam că dacă inflația vine sus, dacă inflația vine sus, atunci s-ar putea să se majoreze rata dobânzii și atunci dolarul ar trebui să urce și mai sus, să iasă din acest bullflag, iată că nu se întâmplă acest lucru și DXY ul s-a dus uh, de aici în jos, da? Și dacă ne uităm și pe weekly, încă arată foarte rău, Uh, cred că bounce chiar din zona de 0.5 și 0.6 pe Fibonacci, die ul este sortit să meargă mult mai jos și până la finalul anului și poate și pentru un Q1 2024 să tot continue scăderea. Teoretic, dolarul ar trebui să uh, meargă de aici mult mai jos și asta ar face ca S&P-ul și și cripto să meargă în sus. Da? S&P-ul încă arată foarte bine și mă aștept până la finalul anului sunt, nu știu, 60-70% șanse ca S&P-ul să ajungă din nou până la un all time high sau să testeze 4800 și dacă nu testează s-ar putea anul viitor în Q1 să testeze 4800 și să facă un nou all time high. Pe Bitcoin e mai greu să facem un nou all time high dar se apropie halving-ul foarte repede. da Deci în aceste momente S&P-ul arată încă foarte bine și puteți tranzacționa S&P-ul și pe Prime XBT și Nasdaq-ul încă arată extrem de bine. Nasdaq-ul în aceste momente este undeva la... Uh, sub 6% să facă un nou all-time high. N-ați dat că este mult mai sus și s-a dus un pic înaintea S&P-ului în sus. La fel, 3 luminări foarte bearish pe weekly. Următorul target ar trebui să fie 16.000. După ce trece 16.000, poate testa 16.700 unde este all-time high foarte, foarte curând. Și după all-time high vedem ce se va întâmpla. Da? Deci lucrurile arată foarte bine aceste momente și sunt curios uh, cum vor arăta și pe termen uh, mediu.

Dar pe piața cripto teoretic ar trebui să arate bine deoarece ne apropiem de halving și știm că la, nu știu, 4, 5, 6 luni după un halving de obicei face și un Bitcoin top, da? Și nu uitați că până ianuarie secul va trebui să dea niște decizii în referitoare de pe acele spot ETF-uri, da? Sunt foarte curios când se vor aproba și aceste spot ETF-uri, deoarece cred că este doar o chestiune de timp până se va aproba și primul spot ETF. Deci ne, ne stau în față câteva luni foarte, foarte interesante. Total 2 putem vedea că a reject de la această zonă cu exactitate, da? În aceste momente nimic din îngrijorat după atâtea lumânări verzi. Uh, piața cripto a urcat foarte bine în ultimele câte zile, să vedem, vreo 27-30 de zile piața cripto a urcat fantastic. Și în acest momente este perfect normală o corecție, dar mare atenție. O corecție pe Bitcoin uh, este foarte bine privită în acest momente, De orice dacă odată ce se stabilizează bit, undeva la 34-35, când o să-și găsească un suport și se consolidează, mă aștept ca dominanța să scadă și mai mult. Și când dominanța va scădea odată decisiv din acest Rising Wedge, atunci o să vedeți altcoinurile cum o să pompeze. Da încă nu au urcat atât de mult altcoinurile pe cât ar trebui, când o să spargă acest Rising Wedge de aici, o să vedem niște lucruri interesante pe atcânuri. Dacă ne uităm și pe usdt.d uh, Dominanța ului USDT.de, povesteam de acest prag, da? Putem și vedea că s-a dus sub acest prag și în aceste momente încearcă USDT-ul să împingă în sus. Vedem dacă o să reușească în următoarele zile să împingă peste acest prag. Dar teoretic ar trebui să vină și mai sus și să meargă și spre 5.60, 5.70. O să vedem dacă această corecție va fi corelată și cu căderea din acel rising wedge pe dominanță, da? Deci lucrurile încă arată foarte bine și este o corecție perfect normală și bine venită în aceste momente. Cam atât a fost pentru astăzi, vă doresc o zi faină, pe data viitoare!